că trăia cu lată sau nici că era mai lihai. Într-una din zile, omul nostru iese de acasă după drept ca fiecare om. Nevasta lui, după ce și tratat copilul, îl înfășea și pe tențuță. Îl puse în alt fiorul de sobă, pe cerea iar. Apoi îl legă și pe nietă până ce l-a dormit. După ce l-a dormit, stătuia puțin pe gânduri și apoi începu a se boci cât o ținea gura. Ei se ridică arsul între două cu spaimă. Mai găsi mai proști ca voi, voi mai întoarce acasă, iar de nu, ba!
Omul ieși din casă fără să-și ia ziua bună și plecă supărat și amărât ca vai de el. Și mergând pe zmetic, fără să știe unde se duce și mai ales de ce, după o bucată de vreme, oprindu-se într-un loc, îi se întâmplă să vadă ceva ce nu mai văzuse până atunci. Un om ținea puțin cu o poroc de șer cu gura spre soare, apoi repede își făca acul dânsul într-un bordei. Pe urmă, iar ieșea, iar îl punea cu gura la soare și tot așa făcea. Bună ziua, omul! Un rostru nedumerit zise. Ce? Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bătăi dumneavoastră! Și faci matarea acelea? Și fac, hei, și fac. Dar și mă întreb, hei, și fac, și nu sunt bine. Ia ca mă uzme de câteva zile să car poșe care de soare la mine în porție ca să am și o lumină și căldură. Dar nici că poși batul la ars cârma să am batul. Trece, trudă! Trece, trudă! Bă, omule, ia zi, n-ai cumva, eu știu, un topor la îndemână, o secure, o... Bată o dușbă, ceva, dar lasă nici nu te mai trebuie. Ai așa ceva? Și să am, ei, lasă, ei! Lasă! Ia te dai, măi, și lasă, iar cula, măi, uite! Eu am căinu s-o că a terminat-o nebun baterile. Nu mă mira. Da, stai, o iacta, ziua cu ca stai așa, să nu pleci, omule. Ia să vedem. Ia, na. Ia te da, uite topor cula, măi, și zic. Olele, bun, da? Adevărat, un topor. Ăsta, zici că-i toporul, vine tu. Vine. Da, ia, iată, ține-l matare strâns de coadă, vine cu el aici, sparge și soarele va intra singur înăuntru în bordei. Ia ce, ia să vedem. Îndată, cu așa și lumina soarelui, intră în bordei. Alele! Mare minune, măi, omul! Dar nu ne-ai învățat matale asemenea tehnice! Băi, omule, ce să spun? Am terminat Politehnica! Politehnica? Aia! Mare minune, Politehnica e asta, bă, băiatul! Am să vede că tu n-au altceva și zau aia ta de sub casul, măi! Mulțumesc, Dumnezeu, omul! Că te-o adus la mine în care garmintele era să-mi bătrânesc, băi, toți și-ar pe să-l car poșii că aici soare putea la mine vortei ca să arci o lumină și căldură. Ne, mă, omule. Da. Ce mai? Ia fii atent și m-am gândit eu. Iasă. Că nu crezi că aș mai gine dacă aș pune la bordei acolo niște termopani, a? Ba da, mă, omule, așa place de tine. Pune-ți puțin capul la contribuție. E bună ideea asta. O să încerci. Pune termopane, orice e posibil, numai mă încerca să car soarele cu cutia asta în locuință, ca asta n-ai să reușești în veci. Gata, măi, omule, măi, mulțumesc mult, măi. Dar uia, poate mai trebuie. Să ai drumuri bune, măi, pe unii ai mergi, măi. Ba bine. Și mulțumesc lui Dumnezeu când te-a adus în cale, măi. La revedere. Mare minune Politehnica e asta, măi. Bine, omule. Ca să mai vadă aiurea și altă răzbunție. Un om legea să o bată cu funia de gât și suindu-se de ușură, unde avea aruncat o leacă de făr, prăgea din răzputeri de funie să urce vaca pe jur. Vaca răgea cu gândul și el nu mai putea nu răzbunie. Crește-te, mă! E bolul ăsta de vaca mea, îi luptă de vome și nu veniți în luptul capului să urce cu mine în jură, să mânce bun. E bolul noi! Băi, omule! Adică să înțeleg că tu vrei să urci vaca sus pe jură să mânce până acolo? Asta vrei să zici? Dar pe cum, dar, mă? Dimonul, că cu mine pășune și mă încăpân, că mor din foame și chiar pe conștiință! Stai puțin creștine, că spânzuri vaca! Mai bine ia fânul cu furpân și îl dă jos la vacă! Da, ca să se risipească, mă! Da. Dacă se risipește fânul, apă nu moare mie vaca de foame, da? Da. Rămân mă la mință, da. Gimbolă, n-auzi! Băi, omule, ia ascultă puțin. Dacă se risipește, îl strângi din nou cu furpân și îl dai jos, și îl dai la vacă, dar...
dacă tu spânzi vaca, apoi cui mai dai fărul pe urmă? No, la viță când l-o făta vaca. Băi, omule, dacă tu spânzi vaca, cum îl mai facă pe pietul vițele? În cezariană? Apoi aia când s-o inventa, până un alt va pune mâna și după ce te-am învățat că altfel omor vaca. No, că bine m-ai învățat un bun. Uite, nipă într-un lucru e nimica, era să omor vaca. No, pentru asta că m-ai ajutat, uite, nici când mi-o făta vițelul de la vaca asta, a să-l dau ție buioase. Bă, mulțumesc, omule, mulțumesc mult, dar las, ține-l tu de prăsină. No. Ține-l tu de prăsină. La bună vedere. Rămâi cu tine, rămâi cu tine. Ghiboală, ghiboală, ghiboală. Mare ție grădina, Doamne. De aici, drumețul nostru, mai numărând încă un lăcărău, merse tot înainte până ce ajunse într-un sat oarecare, ce avea o piață mică undeva către centrul său, ca orice sat care se respecte. Aici, într-o casă neîngrijită, cu buruienile crescute până sub ferestre, cu geamurile crăpate și nespălate, era o femeie nici prea înaltă, nici prea scundă, nici prea grasă, nici prea slabă, nici prea urâtă, nici prea frumoasă, adică așa și așa în toată. Era îmbrăcată în niște haine nespălate și folosite, mozolită de tăciuni pe față și se uita într-o oglindă mare și preca de zbor oglinda apucinată cu niște cârpe. Bună ziua, cinstită femeie! Dar ce faci cu oglinda asta? Tot cureți pe geam cu atâta abnegație. Nu știu ce e la ea! Abne! Abne! Abne de-aia de care zici tu! Dar am să-ți răspund ceva. E ca și să fac. S-a murdărit afurisita asta de oglindă. Și ori de câte ori mă uit în ea, mă puneagră la față și zlemenită cu cărbune ars. Degeaba tot fric eu oglindă asta, că ea tot așa mă arată. Ce să-i facă, nici nu mai știu. Ia ca, i-am pus și niște dantele pe margine, ca să o îmbunez. Dar ea, nemernica, tot așa mă arată. Ce să-i facă, nici nu mai știu. Cred că am să sar și să sar de ea, că m-am săturat de ifosele unei asemenea sclifosite de oglinzi. Stai puțin, femeie, și nu fă treaba asta că greșești. Mai bine pune matale oglinda jos, ia o cârpă umedă și pe măsură ce te uiți în oglindă, te ștești cu cârpa pe față. Și ai să vezi că murdăria din oglindă dispare. Da. Ai vorbit ca data mare. Păi de ce? Și cu părul? A? Ce mă fac? Că uite, deși pieptă în oglinda asta de m-am plictisit, ea tot așa mă arată. Cu părul bărbai și negrijit. Ce să-i facă? Nici nu mai știu! Liniștește-te, liniștește, femeie! Și fă la fel ca și cu murdăria de pe față. Pune oglinda undeva să te vezi bine în ea, ia un pieptă și aranjează-ți frumușel părul. Și ai să vezi ce simplu e. Ia! Oh! Îți mulțumesc, om bun! N-ai pentru ce? Așa ceva nici nu mi-ar fi trecut prin cap. Și eu care eram gata să sparg piata oglinda. Să ai drumuri bune pe unde-i merge. Că minte, da. Ai peste măsură. La fel și tu, femeie, la fel. Da. A ajuns velnemernic și ultra jigodie umană. Când se căpătuiesc de pe urma afacerilor cu statul, așa ajung marea majoritate a parveniților. Nu le mai dai cu prăjina de nas. Omul nostru își continuă drumul către casă, către mici și îngândurat. Pe drum însă trecut pe la casa unde o întâlnise pe femeia cu oglinda cea murdară. La poarta locuiței cedea femeia cu oglinda, îmbrăcată frumos, cu fața și cu părul îngrijite și toată numai zâmbe. De cum l-a văzut pe omul nostru, l-a invitat la ea. Bine ai venit la noi, omule! Bine te-a regăsit, femeie! Bă, că-ți merge bine și ai învățat să folosești oglinda cum trebuie! Da, și mai nou, le-am învățat și pe alte femei să folosească oglinda și pieptănul. Da. Iar pe cele care precedă din fire,
Le aranjez chiar eu cu mâna mea și ele mă plătesc. Spune-mi cu ce să te despătesc, că mult bine mi-ai făcut. Of, of, femeie, te rog din toată inima, dă-mi numai o gură de apă ceva, că sunt însetat și mai am mult, mult, mult de mers până acasă. Doar atât? Nu atât, te rog frumos. Femeia i-a adus apă, omul nostru a băut-o și a plecat în drumul lui. Ei, pe cine puteți voi să arătăriți pe bună de întoarcere? Ce bine-mi pare că te-am reîntâlnit, stimabile domnule alegător! După cum vezi, astăzi reprezint un mare partid din țara noastră și vă invit și pe dumneavoastră să vă înregimentați în el. Dar ce partid mai e și ăsta? Bună! Partidul oamenilor care nu mai cred în țara lor și nici măcar nu-i mai vor binele. Dar, de ochii lumii, trebuie să susțină sus și tare că totuși încă mai vreau cred în țara lor și totuși încă îi mai vor binele. Da. Dragul meu, asta doar ca să dea bine la public. Pentru că după ce intrăm în Parlament, nu mai contează ce le-am promis celor ce ne-au ales. Dă-i dragului de proști! Pentru noi, dragul meu, contează doar să ne umplem buzunarele. Mi-a spui. Ia pe tine. Pe tine te-am văzut băia de scurcăreț. Ce zici? Te bagi? Uite, să știi că nu te costă foarte mult. Din tot ce vei câștiga, vei da și mie doar 46. 40? Uite-te, dragului, că nu e mult! Oh, bravo, bravo! Dar lasă-mă, femeie! Vorbești prostii! Nu e treaba mea acum. Treaba ta, da? Fraiere! Eu mă duc să caut altul mai orientat. O, bună ziua! Asta nu se mai face bine. Și din păcate sunt o grămadă ca ea în țara asta. Și omul nostru a consiliat cu noi. A trecut pe lângă toți oamenii întâlniți în care la venire și a băgat de seamă că toți îi ascultaseră sfaturile și acum se comportau ca oamenii întregi la cap. Ei, din o vreme, du-te vreme, timpul trecea ca în poveste. Acum e, acum nu este. Au trecut câțiva ani buni, dacă nu cumva chiar și mai mulți, până când omul nostru a ajuns înapoi la casa lui. Aici, ce să vadă? Că degeaba se uita el ca vițelul la poarta nouă, că nu mai recunoștea nimic din ceea ce lăsase la plecare. În fața casei, trei arătări îmbrăcate cu haine care mai de care mai colorate, dansau de mama focului pe o muzică îndrăcită. Să nu se simte casă! Cine este acest cetățean cu moacă de pătuche și fulic? Nu știu, nu cunosc! Nu cunosc! Dar cine ești cetățene cu mutră de... cum te-ai exprimat? Pătuche și fulic! Pătuche... așa! Pătuche ciumpăvit! Tu, fulic! Băi, femeilor, sunt eu, nu mă recunoaște! Eu, cine dreptumii tale, mama soacră! Cumnatul tău, cumnată și soțul tău, nevastă! Parcă te cunosc! Dar au trecut 17 ani de când ai plecat de la noi și lucrurile s-au schimbat pe aici! Păi, da, pe tine, cetățene, nu ți-am dat... dispărut! Ce vorba e asta? Ce tot vorbiți aici? Ia uitați-vă la mine! Sunt viu, miști, sunt dacă vreau! Mi-e foame! Mi-e sete! Dacă e cazul cu mâna pe jerebeață și restaurez rapid ordinea, la mine în gospodărie! Pe drăcia dracului! Mă face să devin violent că... s-a pus coșoarda din coargă! Ia, ați uitat cumva cine e bărbatul aici în casă? Băi cumulate! Fii atent aici așa la mine! Nimic din ceea ce știi tu nu mai există.
există, înțelegi? Exact. Adică nu mai există femeie, nu mai există bărbat. Ai înțeles, mă? Ulele, dar cum le zicem atunci? Ce să cer? Ce să cer? Hai, mă luați într-o bacă! E așa cum spune cetățeana, născută din aceeași cetățeană, purtătoare de sarcină ca mine. Și vorbă mă și asta, Doamne, ce tot vorbiți acolo, bre, că mă nebuniți de ce? Exact și fix așa cum auzi, baby. Baby, ce vă nu înțelegi? Dați-mi repede o farmă să revin. Cred că vii să duc chiar acum, da? Auzi? Da, ia spuneți-mă mie. Am plecat de acasă, copilul meu era mic, era leagă. O să vă șut acum? Da. Îmi chemă Minervia. Te rog. Tiberiu! Vino puțin, dar mai bună plăcere! Te rog frumos! Auzi, drăcie drăcească, când se cheamă copii mai nou. Dacă vrea să vină, vine. Dacă nu, nimeni nu poate să-l obligă să facă ce n-are chef. A? Cetățeană care mi-ai dat viață, te-am rugat de atâtea ori să nu mă mai strigi pe numele de Tiberiu, pentru că e un nume nașpa și nici nu se mai potrivește cu genul ales de mine. Te rog să mă strigi Timi sau simplu Tai. Cereți-vă scuze, am vreți la oficiu pentru protecția drepturilor transgenderilor și faceți pușcărie de nu vă vedeți. Te rog să mă ierți. Sorry infinit. Și eu. Tot așa. Dar când am împlinit vârsta legală, a ales să devină de genul celălalt. Putea să facă treaba asta? Cum? Ce este, mă rog, acest cetățean? Și ce gen este? Este cetățeanul care a participat activ la procrearea ta împreună cu mine. Doamne ferește! Sunt eu mai... fetițul sau... mai băietică dracu să mă ia, dacă mai știu cum să spun. Eu și cu mama ta suntem părinții tăi care te-am făcut, te-am crescut și te-am îngrijit ca femeia și bărbatul după cum a lăsat bunul Dumnezeu. Dumnezeu? Ce-i acela Dumnezeu? Ce înseamnă tată? Ce înseamnă părinți? Ce rețiu sunt acestea? De pe ce fără de zice de cele de știrubierile noastre? Ți-am spus că lucrurile s-au schimbat pe la noi. Dacă vrei să știi, Tai se va căsători în curând cu un cetățean de gen feminin care, atenție, lucrează în poliția drepturilor sexuale și de gen. Uite-l că vine! Vine! Cetățeană, te-am rugat să-mi spui G. Bună ziua! Bună ziua, iubita mea! Bună, iubitule! Cine este interlocutorul care discutați? Pare că sunt din altă lume. Păi chiar așa mă și simt, băi omule. Nevastă mea nu mai e femeie, nici cumnată mea, nici soacră mea. Fiul meu a ales să fie femeie, iar iubita lui este bărbat, deși zice tare sex de femeie. Toate sunt cu cac și sus. Ce alternative mai am eu în lumea voastră? Cetățene, puteți să vă tăiați sexul. E rapid, gratis și deveniți un cetățean nou. Dacă știu prea bine, cetățeana care l-a descoperit iubitul meu are deja sex de bărbat. Așa că puteți să faceți orice. Mama? Așa e femeie? Da, bărbat! Păi da! Mai bine, nu-l tai odată, dă-l dracului de sex! Cetățene, e și asta o posibilitate legală. Băi oameni,
Am plecat de acasă pentru că mă săturasem de proști. M-am găsit pe unde am umblat o grămadă de mulți scoși. Mai tâmpista voi. Motiv pentru care m-am întors acasă la voi. Am crezut că vă găsesc la fel cum v-am lăsat. Dar m-am înșelat tamarnic. Nu știu ce am să fac pe viitor. Dar de ce nu vrei să faci cum ți-a propus G? Da. Asta e lumea noastră, lumea nouă. Măi, oameni, o fi, nu zic nu, dar asta nu e și lumea mea. V-am lăsat proști când am plecat de acasă și acum când m-am întors am găsit și mai proști. Așa că trebuie să plec din nou în lumea largă, poate îi găsi niște oameni normali pentru care să trăiesc. Eu, cucu, nu mi-l fac și nici o altă pasăre nu zic. Mai bine plec cu cucul meu în lumea largă, chiar de-ar fi să trăiesc pe urmă singur, cuc. Alterate de prostie, după cum revestuia el. Hei, și-am încălecat pe șa și ți-am spus povestea așa. Iată, ți-a plăcut? Da, tata, mi-a plăcut foarte mult. Am văzut ceva, tata, dar poporul, s-a deșteptat după aceea? Nu, tata, poporul a rămas tot așa, prost, și a dormit. Păi și conducătorii țării nu le ajută cu nimic? Conducătorii țării vor doar ca să se îmbogățească pe spinarea poporului. Tataie, dar pe acești conducători, cine îi conduce? Doamna aceea urâtă și rea, care vrea să cumpere tot ce a mai rămas în țărișoara asta și care se poartă cu cei care se umilesc în fața ei, ca și cu slujile ei personală. E, tataie, poate că într-o zi se va găsi careva să oprească. Da, așa ne gândim cu toții, dar nimeni nu face nimic concret. Tataie, dar femeia cu oglinda a rămas frumoasă? Da, tataie, a rămas frumoasă. Toate femeile din țara asta sunt foarte frumoase. Tataie, dar omul bun din poveste, în final, s-a transformat în femeie? Nu, puișor. A rămas bărbat. Bărbat așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Și a plecat în lume să-și caute o femeie, cu care să facă niște copii adevărați. Copii normali din oameni normali. Așa credeam și-o era bine să facă. Știi ceva, tataie? Ce, puișor? Eu nu vreau să devin niciodată băiat. Foarte bine. Înseamnă că nu este totul pierdut și că lumea noastră mai are o șansă. S-au încălecat o roată și v-am spus povestea toată. S-au încălecat o căpșună și v-am spus o mare minciună. Și-am încălecat o fereastră și v-am spus povestea noastră. Poveste de adormit copii sau de trezit oamenii mari. Cine știe. Oricum, rețineți că orice asemănare cu personaje din viața reală este absolut întâmplătoare. Pentru că nu e așa, viața este o scenă. Iar actorii suntem noi. Muzica! Doamne,
vive la un lucru căștei pe români. Iar fascismul mondial ne-a luat parte din aleal la un lucru căștei pe români. Și lui Bobby i l-a dat și l-a numele spurcat la un lucru căștei pe români. Stalin pe roarea sa ne-a luat pasaria, Doamne, ocrotește-i pe români. Și cu Hitler în acord, Bucovina de la nord, Doamne, ocrotește-i pe români. Păi mai înalt în har ne-au frânt, ne-au luat țară și pământ, Doamne, ocrotește-i pe români. Și-am fost ocupați de ruși, Doamne, ocrotește-i pe români. Aliații au plăcut, Stalin a făcut ce-a vrut, Doamne, ocrotește-i pe români. Și-am murit de lideri, Stalin a făcut. Căruși. Sinfonia mării se aude în suflet. Un bunic echipat pentru plajă își citește liniștit în ziare. Pe lângă el se joacă nepoata lui, care are chef de vorbă și care îl mai pocnește cu mingea de plajă din când în când. Pescăruși, ticăruși, gălăgioși și proști. A, deci nu e o cioară albă așa cum am crezut eu. Nu, pescăruși, gălăgioși și proști. Dar de ce zici că sunt cunoști tataie? Pentru că fac toată ziua gălăgie și mă enervează. Tataie, dar dacă eu vorbesc te deranjez, înseamnă că sunt proastă ca pescărușii? Tu nu ești proastă. Dar de ce nu sunt proastă dacă nu vorbești și te deranjezi mereu? Pentru că tu nu ești pescăruș, ești nepoata mea și la tine nu se pune. Tataie? Dar de ce sunt toți pescărușii de la mare albi? Și de ce toate ciorile sunt negre? Pentru că la mare este foarte cald. Și de aceea e mai bine să fii îmbrăcat în alb ca să nu fie cald. Tataie, dar dacă ciorile vin la mare, acolo se îmbracă și ele în alb? Ciorile nu vin la mare. Dar de ce nu vin și ele la mare, tataie? Nu au bar? Nu, ele nu vin la mare pentru că nu trăiesc la mare. Dar unde trăiesc ciorile, tataie? În altă parte, dar nu la mare. Dar la noi, la Craiova, tataie, trăiesc ciori? Uhu. Noi la Craiova trăiesc o mulțime de ciori. Și ciorile de la Craiova nu vin niciodată la mare? Nu vin la mare pentru că e prea departe pentru ele. Măi, tataie, dar noi cum am venit la mare de la Craiova? Nu a fost departe? Cu tren. Și pe ciori nu le lasă în tren? Nu.
Nu le las în tren. De ce? Pentru că sunt negre? Nu pentru că sunt negre. Pentru că sunt păsări, iar păsările nu au voie în tren. Aha, te-am prins. Da, tulcanul nu e pasăre. Ba, e pasăre. Și atunci, matale, cum ai putut să duci tulcanul acela de anul trecut la București cu trenul la Nașul Pantilică? Cum? Cu coșul. Și cu coșul. Nu poți să duci nicio la mare? Ba, poți să duci. Și cu joi, la mare. Și la mare, când ajung, se fac și la albe ca pescătușii? Nu, rămân tot negre. Le-a făcut măsa. Atunci, nu e bine pentru ele la mare. Nu-i așa, tataie? Ar trebui să fie și la albe ca pescătușii. Da, ar trebui să fie albe ca să nu le fie albe. Tataie, dar dacă la mare e mai bine să fim mari, noi de ce stăm la soare să ne facem negri? Noi nu stăm la soare să ne facem negri. Noi stăm la soare să ne bronzăm. Tataie, dar oamenii ăia negri și grași, care au lanțul gras la gât și ascultă manele pe plajă, ei de ce mai stau la mare dacă sunt deja negri și pe lângă asta și bronzați? De ce? De ce sunt? Îi privază-și pe ei. Tataie, dar pescărușii. Pescărușii nu se bronzează? Pescărușii nu se bronzează că ei sunt obișnuiți cu soarele. Tataie? Dar ciorile? Ciorile care nu sunt obișnuite cu soarele. Bine se bronzează? Da, se bronzează exact ca oamenii aia cu lanțurile alea la gâtă. Tataie? Și când ești negru și te bronzezi, cum te faci? Alb? Sau te faci alb cu negru, cum sunt coțofenele? Când ești negru și te bronzezi, te faci... Cum te faci? Te faci... Cum te faci? Te faci... Cum te faci? E ca dracu, te faci, mai lasă-mă în pace, că mă mai negru-i de cap. Ia, vezi tu unde e mama aia, hai! Hai, mă, tata, aia nici măcar cum atât de mic lucru nu știai, că mama e lângă Constanța. Nu mai e lângă Constanța. Vorbeam de mama aia ta, nu de mama aia de lângă Constanța. Dar cu toate astea, tataie, mama aia de lângă Constanța, acuie. 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 E un șmecher, mai șmecher decât ea cu planturile alea la care ascultă manele. Știi ce cred eu? Ce crezi? Că mama aia e mai deșteaptă și are mai multă școală decât tine. Pe bune? Ia hai noi s-o căutăm noi pe mama aia să vedem cât e de deșteaptă. Vreau o cioară albă! Vreau o cioară albă! Doamne, dă-mi o răbdare! Hai să nu-mi o ridică, deci hai să mergem să votăm pe mama aia. Nu? Ridică-te, hai să nu duce să uite lumea la noi, hai să se uite, nu mă interesează! Dacă nu-mi dă o cioară albă, eu nu mă ridic! Cioară albă, nu, mai bine spune tata o poveste, hai te rog frumos, ridică-te, da? Spune o poveste. Da, dacă îmi spui o poveste. Eu spui frumoasă, frumoasă și ea frumoasă. Frumoasă, frumoasă, hai ridică-te să mergem. Spune o poveste. Mă, tata, îi stai că nu uiți mingea și da? Poveste. Dar dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti. Mă rând, domnule Tărău, merse tot înainte până ce ajunse iară la o casă. Acolo ce să facă? Un om, cu o frică în mână, se chinuia să arunce niște nuci din vină un pol. Ce faci acelea? Păi... Nu vezi?
Ești cur! Vreau să urc nucile astea în put. Mă chinuiesc degeaba. Bă, omule, sincer să fiu, te cantrudești degeaba. A? Poți să o blastăm de furcă cât ai blăstămaua. Habar n-are furca ta de scârba ta. O doare fix între crași de scârba ta. Între craci? Acolo, exact acolo. Da. Ia spune, stai puțin. Ascultă-mă puțin. N-ai cumva, eu știu, o cutie la îndemână, un coș, o baniță, un oboroc, orice? Un coș? O să n-am, băi, așa. Ia, mă, omule. Am coș. Coș, băi. Hai de coș. Brava, vezi că se poate. Ia, vede. Pune-mi atale nucile astea în coș, ia coșul frumos și el pe umăr și urcă nucile pe el în pot. Bă, dar văd că ești deștept. Dă-ră! Și așa, acum le urc, nu? Da, urcă-le, da, urcă-le, urcă. Să te întreb ceva. Ce să mă întreb? Coșul poți să urci și greu în pod? Poți, dar al dracului să fie poți cum să nu poți. Da, făina. Și făina? Da, mălaiul. Și mălaiul și mătraiul. Tot ce nu poți să urci cu furca aia, trebuie să urci cu coșul ăsta, măi omule. Să te întreb mai întreb ceva. Dacă soacră mea pot ca să o urc în pod. Pă soacră ta cu coșul ăla? Da. Nu cred. Pe aia trebuie să o convinc să urce singur, altfel sigur iese urgie. Băi, eu văd că tu ții cu ursul. Bravo, hai cu să. Hai. La revedere! La revedere! Că văd eu ce fac cu ea! Nu mai bine! Oare oarecare scoasă viața la vânzare, la obor, viața mare? Hai, veniți cu micul mare, de mine vă apropiați! Hai la țară de vânzare, așa când n-o să aflați! Hai, veniți că marfa e bună și nici nu mă târguiesc! Bate-mi palma pentru o sumă și tot ea vă și cinstesc! Bună seara, stimabile și onorabile, precum și mult prea cinstite, domnule vânzător! Bună seara, mult stimatule, onoratule și în special bineintenționatule investitor-cumpărător străin! Da, cine e jumătate? Și mai ales pe cine reprezinți? Eu? Da. Eu sunt Francesca. Ursula. De Frankenstein. Înalt comisar și mare reprezentant plenipotențial. Împuternicit de o unitate suprastatală franco-germano-austriacă și alte state unite și neunite. Da. Mondial investitoare, mai pe scurt, FMI. Accentul pică pe I. Pică bine. Dă-mă-tă-nă cine ești, nene vânzătorule, și în numele cui vinzi marfa asta de expui așa, pe tarabă, piața mare, îmi poți spune? Sunt boierul vin de tot. Vel cancelar, staroste de hoț și interloc parlamentar, școlit și sulemenit de popor. Împuternicit. Asta-i țara.
și a murit. Cum e seara, măi, bădie? Ieftin și definitiv. Nu, 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 nu. Eu te întrebam cum vii țara, măi, bădie? Da, păi ce? Aici nu așa scrie. Țara. Țara nu-i pentru pitici și nici pentru agarici, ci pentru cei cu lipici și la minte cu sclipici. Și ca bani. Ca bani câți vrei să fie? Nu-mi pasă cât face ea. Vreau să știu cât îmi dai mie. Păi ce, frate, ne-a de crezi că le-a vândut așa cu folos? Și are munți și are mare și păduri mari și ogoare, gaze și animale, bogății cât vezi sub soare, în adâncuri minerale, aur și metale rare. E țara cea mai bogată și mai binecuvântată. Ți-o dau ieftin. Ia-o tot. Stai. Dar Delta are? Delta? Păi are Delta cea mai mare, cu portul, grinduri, canale și cu mult pește în ea. Doar că? Am dat-o deja. Da. Unora cărora chiar le trebuiește. Și știi cum? Cum, domnule? Că ai zice pește. Cred că ați luat bani mulți pe ea, după cum văd că stă treaba. Ei, aș. Cred că am dat-o cam degeaba. În sfârșit, ce mai contează? Asta e deja poveste. Vreau să-ți vând. Să-ți vând tot ce mai este. Și vezi că ne vom înțelege la... O învedea noi cumva. Dar stai puțin. Așa. Și poporul? Poporul? Uite-l! Sfără e ca tractorul. O să-l lași în pielea goală. Și desculți. Nu se mai scoală. Doarme adânc ca un vițel. Dacă vrei, ia-l și pe el. Nu. Nu-mi e de trebuință. Oh. Îl tratez cu umilință. Eu. El trebuie doar să muncească după ce vă cumpăr țara ca să poată să plătească taxe când îi pun povara. Hai să facem o voială cu trapiți și cum să nu. Da, stăpâne, cum să nu? Numai că? Uite-l, Marco. Băi, ia vino-ncoace! Vino-ncoace, măi țărane, căci martor vreau să te pun. Stai aici, nu-mi fă fasoane. Și să faci tot ce îți spun. Da. Vreau să vând Dunei țara, cu tot ce are ea pe glie. Tu semnezi? Sau pui cu gheara! O aprentă pe hârtie! Domnule parlamentar, boier mare, ver conducător! Și așa mai departe. Așa. Aș vrea să vă întreb, dar haideți mai întâi să întrebăm și poporul dacă e bine ce face. Poporul, uiată-l acolo. Doarme dus. Păi să tai lemne pe el. Mergi rogu-te dumneata și încearcă să-l frezești. O secundă. Am o plăsuță aici. Ce? De vrei, poți să-l și jefuiești. Da, pot să-l și dezbraci de tot. Pot să-l și dezbraci de tot, că e tare idiot. Trezește! Trezire, mă, n-am fost să-l nu știu. Trezește-te, mă! Trezește-te, măi!
străin, ți-au furat țara și tot ce aveai pe tine, timp ce tu dormeai, dus. Cum? Ăla a fost matur ca un chiar dat cum vrei. Cum? Mi-au furat, mi-au furat țara. Săriți lume! Lumea, săriți oații, mă! Oații, săriți lume! Lasă-mă prind eu! Cum mă? Cum mă și mi-am născut? Ba da! Rapide, de tot! Nu se poate, se poate! Îi tai! Da, da, da! Îi fac! Îi trec! De fapt, să știi că nu prea ai ce să le mai fac! Nu prea, nu, nu, nu! Și ia spune, cam ce ai de gând de acum înainte și cum ai să te desluci? O să plec de acum în străinătate să muncesc la străin. Să mă bag strugă la străin. Aici în țara mea. Nu vai de capul meu. Vai de vică, bine mai zisă și pasta, băi, omule, bine mai zisă. Nu mai vine azi. Să fie tău. Stai să rău și mișcați. Cine sunteți, mă, voi și ce căutați pe raza mea de competență la ora asta? Eu sunt poporul. Și eu sunt omul bun din povest. Da, mă, da. Lasă-l Papa Pius! E bune? Nu prea să mă las. Vi faceți mișto de organ statului, mă? Nu, nu. Bă, să nu vă pună dreacu să mă crede mai prost decât sunt. Că de nu vă rupă bătaia. Ați înțeles? Ia spuneți ce puneți voi pe aici, la cale? Domnule jandar, eu vorbeam cu omul ăsta, că au venit niște străini și m-au furat împreună cu... cu tâlharii la lui la conducere! Da! Cu tâlharii! Păi tu ești de vină, băi! Tu de ce tot eu? De că ești prost! Asta cam așa e! Cam așa e! Și... totuși, ce-i cu voi pe aici? Domnule jandar, uite, eu am plecat de la mine de acasă, unde aveam o grămadă de proști, să caut în lumea largă să văd dacă mai găsesc alții mai proști ca ei. Pe urmă, tu te încolo, vino încoace, ba la stânga, ba la dreapta, ba mai aici, ba mai colea. Am tot colindat ăsta pământul înșinat și o grămadă de proști am avut. Eu l-am întâlnit cu ăsta care dormea pe el și m-a uimit cât este de Ptolomac. Și apoi când se dă la revedere, ne-a pusat pe voastră și ne-a doar ales căvău. Întrebați-i și pe să vedeți dacă vă mint eu cu ceva. Băi, m-am prins! Da! Da, domnul jandar, am urmit cu omul ăsta că m-au furat tâlharii, da? Și am venit cu ăsta acum, omul ăsta care a plecat în țara lui să găsească mai proști și a găsit mai proști decât a lui. Du-te acolo, vină, face bani să la deanta, a colindat în pământ, în lung și lat și alt proști a tot aflat. După aia m-a întâlnit pe mine, care dormeam pe mine și a rămas uimit când era lui Ptolomac. Și după aia s-a făcut dumneavoastră și mi-a zis la răscăpul. Da. Băi! Fierața ai dreapă de tine, voi vreți să-mi furați calul, fierața ai dreapă de tine? Chiar, chiar, vorbiți? Ce calume că mi-a luat să-mi aveți niciun cal? Care-i cal? Și chiar dacă luăm, tot vreți să-mi furați! Fierața ai dreapă, familosuitru, tâlharilor la drumul mare! Ia scoateți voi toți bani pe care îi aveți la voi! Eu n-am niciun șpanț! Dă-mă banii! Eu am câțiva bonus așa pe viața... Dă-i coace! Păi de ce? Pentru cald că vrei să mi-l furi. Doamne ferește! Ce-i tu? Bă, nu ferește, că planul tău nu ferește. Așa sunt toți bănuții! Toți, e? Exact! Toți? Da! Lăsa-i dracu de hoț! Dați-i drumul de aici, tu, domnul gospod, cu bătaia! Ha! 3, 7, 2, 3, 8. Ia, tu de ce nu pleci, mă? Băi, eu aici am treabă. A, da? Da. A, atunci plec eu. Îți ai dreptul de hoț. Eu auzi, vezi, să furii mie cal. Așa zise omul și plecă în drumul. Dar ce credească avea de mers prea mult pentru a întâlni alt prost? Da, de unde? Ia vedeți. Ciustari voștri, seminari voștri! Ciustari voștri, seminari voștri! Ciustari voștri, seminari voștri! Ciustari voștri, seminari voștri!
Top hidrocentralelor, salvați viața gândaților! Top hidrocentralelor, salvați viața gândaților! Top hidrocentralelor, salvați viața gândaților! Opriți autostrada, să treacă ursul strada! Opriți autostrada, să treacă ursul strada! Opriți autostrada, să treacă ursul strada! Dați gazele la străini, că e ecumin și buni! Dați gazele la străini, că e ecumin și buni! Nu mi se pare că e în contra intereselor țării ceea ce cereți? Noi strigăm pentru ce suntem plătiți să strigăm, înțeleg? Și cine plătește, stabilește ce și cum strigăm. Ia uite. Și cine vă plătește? Ei, niște persoane, niște străini interesați din afara țării. Dar nu e voie să spunem că e secret, nu? Nu, bun, dar de ce nu strigați altceva? Spre exemplu, nu știu. Să nu ni se mai taie pădurile de pe străini, să nu ni se mai exploateze bogățiile naturale ale țării, să nu mai fim sluga străinilor, asta de ce nu strigați? Nu vă interesează că interesele țării și ale noastre, ale poporului. Nu ne interesează, mă, până noi până țara asta. Dă-mă până țară cu poporul, ca să descurcă aia fără noi. Noi strigăm pentru ce suntem plătiți să strigăm, înțelegi? Și cine plătește, ăla ne spune ce anume să strigăm, ăla? Și ia fii atent. Dacă eu vă spun să strigați acum în folosul țării, ca mă, că trebuie să vă dau și când strigați, strigați tot acum, așa, cu toți amestecați? Noi suntem, mă, noi suntem profesioniști, ce dracu, ne-i curs, ne-i confuz cu cineva. Noi avem contract pe 3 zile și te avea la prima zi. Dar după ce te luăm contractul, strigăm și pentru tine ce vrei să strigăm cu condiția să plătești triplu. Că, mă? Da. De ce triplu? Păi, cum să spunem noi, e mai dificil să strigi pentru țara ta, că noi ne-am obișnuit invers, înțelegi? Și vorba ca să strigi pentru țara ta, nici nu prea e în tren. Nu se mai poartă aia. Am înțeles, băi, oameni buni, am înțeles acum care e ideea. Ia! Băi, gata, fraților, s-a terminat programul, ne întâlnim mâine seara la aceeași oră aici. Hai, împrăștierea! Omul nostru a rămas îmbărbărit și mult de nea să creadă urchilor ceea ce tocmai văzuse. Când credea că nu o să mai vadă prostie ca asta niciodată, ia ca ce s-a întâmplat. Să trăiești, de ce te uiți la mine așa ca mută la... La pulover, ție te faci că nu mă cunoști, da? Păi, nu te cunoști de pe omule, nu te cunoști. Nu mă cunoști? Iau! Păi, nu ești oatale meșterul ăla renumit? Păi, vezi, eu sunt Ion. Ui, nu zic, mă. Nu că Ion, mă. Este dacă zici tu! Deci, să trăiesc, mă, omule, dacă zici tu. Să trăiesc, ce zic mai? E casa mea. Casa mă tale? Da, casa mea. Care e casa? E casa mea. Ce-i cu ea? Păi, ce-i cu ea? Mi-o faci? Eu? Da, mă tale. Păi, de ce să o fac eu, că nu înțeleg. Cum vrei de ce să mă faci? Păi nu să zic că ești meșter? Bă, da, omule, sunt meșter, am spus, sunt. Păi, vezi? Da, de ce să o fac eu? Că nu mai înțeleg. Cum vrei de ce să faci casa? Cum adică? Nu faci casa sau nu faci casa? Îmi e asta să spui. Bă, omule, știi ce? Nu-ți fac nicio casă. Nu-ți fac. Bă, omule, iau ceva, nu faci casa. Nu. Dar de ce nu o faci? Păi, dar... Te-ai făcut și-am dracului, e? Nu fac, nu. Niciun caz, nu. Atunci? Atunci că mă zăbăgești de trei! Păi de ce nu faci asta? Ai mult de lucru? Ești pe cea? Ori n-ai timp? Păi, omule, nu! Nu pot! Păi, atunci mă urăști? Tu, niciun caz! Păi atunci? Atunci că sincer, chiar mă zăbăgești de trei, nu mai pot!
Deci, de ce nu faci, frate, casa? De ce? Păi, nu faci, am spus, de ce să ți-o fac eu? De ce să-l faci? Mă, de ce nu mă faci? Că ăltea a apucat de ea, a apucat o să... Să vă fi și plăcut. Sper ca mesajele noastre, directe sau indirecte, să fie ajuns la sufletele dumneavoastră și să ne înțelegeți și să le înțelegeți. Orice asemănare cu personaje din viața reală, să știți că e întâmplătoare. Oare, ăsta era un ecou. Să-mi prezint echipa cum fac de obicei. De data asta suntem o echipă stufoasă, dar fără asemenea distribuție nu poți să faci o piesă de maniera asta. Știu că ni se va reproșa că ne-a dus către brigada artistică. Da, asta am vrut. Altfel nu puteau să ajungă la dumneavoastră mesajele cum le-am făcut noi. De la dreapta la stânga, de la dreapta mea, Valeriu Ciurea, povestitorul. Dar Joveanu în post de străbată. Paul Bălășcan în Turchifând doi proști. Maria Cabuf, Ursula de Friki Friki Stai. Boierul vin de tot Cristi Călătorul. Inteligentă Larisa Iacob. Omul cel bun, Costi Mitrică. Vă atrag atenția că ar trebui să merite încă un rând de aplauze pentru că este la debut. Unul dintre scopurile asociației noastre se îndeplinește în seara aceasta. La un mare debut, Iuzra Cabuf. Alt prost sunt tataie, oarecum disperat, Milică Vaian Costea. Nevasta omului bun, Ionela Mateșică. Polițistul femeie, Cremușilor Toate. Dar și poporul. Ați văzut ce popor pasiv a trebuit să văd? Al treilea debut, Andreea Văduva. Dariu, de asemenea, al patrulea debut. Cum nota aceea veșnic trează soția mea, Aurelia Dică. Și frumoasa mea coafeză, nu te supăra, da? Cum te cheamă? Sorina Predus. Sau, mă rog, în primul interfare, scopleșit de tripla stare a mea de autor, regizor și actor, Rumbin Nicolae Vincă. Vă mulțumim și eu, nu care ne-a asistat din regie. Încă o dată vă mulțumesc sfârșit și din tot sufletul. Mai mult, dacă așa am stabilit noi în camera.